Bună seara, mister. Ce v-ați face fără Tavaș la echipă? Nu neapărat, sau nu doar fără el pe teren, ci și în vestiar, ținând cont de... Da, este un jucător cu mare experiență. Este liderul vestiarului și lider în teren. Asta mă bucură foarte mult. Avem nevoie de Gabi Tamaș. Este omul de bază al echipei. Sunt bucuros că îl am în echipă, sincer. Și sunt convins că la modul în care se pregătește poate să mai joace lejer, părerea mea, două sezoane. Da, trebuia să încep cu felicitările care mi se cuvin că a salvat echipa. Ați venit într-un moment foarte greu, putea să retrogradați, adică vă treceați în CV și o retrogradare. Da, așa este. A fost un moment greu, a fost o provocare, într-adevăr, pentru mine. Echipa se afla jos, la subsolul clasamentului, moralul era foarte scăzut al jucătorilor. Mă bucur că am reușit, să salvăm această echipă, pentru că fără ajutorul lor nu puteam să fac nimic și vreau să-i felicit. Vreau să-i felicit în primul rând pe jucători care au înțeles ceea ce le-am transmis, s-au antrenat foarte bine, ne-am dorit foarte mult să ne salvăm de la retrogradare. Și încă o dată, îmi felicit jucătorii și sunt bucuros în seara asta, pentru că am venit într-o situație delicată, complicată, și cu ajutorul jucătorilor, cu ajutorul conducerii, am reușit să ne salvăm. Am prins, practic, ultimul vagon din tren. Da, din trenul Ligii 1. Din trenul Ligii 1, da. Da. Ce faceți? Ați creionat strategia pentru sezonul viitor? Că de rămas, e clar că rămâneți, dar dintre ei câți mai rămân? Da, de rămas rămân. Asta era clauza stipulată în contract. Se prelungește automat. Se prelungește automat pe încă un sezon. Nu, am vorbit cu președintele clubului și am spus că până după meci nu discutăm despre niciun transfer, despre nicio plecare, de eventuală plecare a vreunui jucător. De mâine o să îmi reiau activitatea și o să mă întâlnesc cu domnul președinte și o să stabilim strategia pentru sezonul următor. Se poate mai mult decât emoții în fiecare final de sezon? Asta ne dorim, asta ne dorim și exact asta am discutat înainte de baraj. Am spus că este cazul să nu mai stăm până în ultimele etape, este cazul să ridicăm ștacheta, să fim mai sus, pentru că deja este al treilea baraj și este obositor. Pentru mine, eu am avut unul și este obositor, dar pentru jucătorii care au trecut prin încă două baraje nu este ok. Și atunci chiar asta am discutat, vrem să facem un lot echilibrat, bun, valoric, să putem să stăm oarecum liniștiți pe final de campionat. Succes! Mulțumesc!